De câteva zile se lucrează intens pe pietonala Mircea cel Bătrân din centrul orașului. S-au trasat marcaje rutiere, linia continuă este vizibilă pe mijlocul străzii pentru delimitarea sensurilor de mers. Pietonala va fi redată circulației rutiere la dorința cetățenilor din municipiul Giurgiu. Știați că în curând această pietonală va fi redeschisă traficului rutier? Nu, nu știam. Dar ce părere aveți? Eu zic că nu e chiar ok. Îmi place mai mult înainte. Cel puțin era un spațiu unde se puteau strânge mai mulți oameni. Este un loc de întâlnire, până la urmă. Nu mi se pare ok. A fost mai bine înainte, când se circula în coace spre port. Nu mai ocolea pe gropile alea înainte. Dacă așa puteți să ajungem și noi mai repede în port să nu mai ocolim, e mai bine. Autoturismele vor putea circula din nou de duminică după ora 24 și până vineri la ora 18, iar în weekend pietonala va fi la dispoziția giurgiuvenilor amatori de plimbare. Până la data de 17 ianuarie, strada va fi marcată pentru delimitarea sensurilor de mers, se vor pune indicatoare rutiere, lucrări care de altfel sunt în plină desfășurare, iar în timpul săptămânii, atunci când va fi permisă circulația auto, este interzisă staționarea pe strada Mircea cel Bătrân. În ceea ce privește viteza, aceasta va fi de maxim 30 de km la oră. Șoferii autovehiculelor cu masă mai mare de 3,5 tone trebuie să aibă grijă pentru că este interzisă circulația mașinilor de tonaj mare pe strada Mircea cel Bătrân.